Cât de mult se apropie de perfecțiune inima noastră, dragostea noastră. Inima ne este mai frumoasă, într-o puritate timpurie, trecătoare, sau prin darurile sale spre alții și ale altora către ea, care o fac să pară, în aparență, departe de a fi perfectă. Despre acest lucru ne vorbește Paulo Coelho în această povestire care urmează. Un tânăr s-a prățăpit odată în centrul unui oraș, lăudându-se în gura mare că avea cea mai frumoasă inimă de pe acele meleaguri. O mare mulțime de oameni s-a adunat în jurul său și i-a admirat într-adevăr inima, ce părea să fie, da, e adevărat, perfectă. Nu exista nicio pată pe inima sa sau vreun defect în ea. Deodată un bătrân și-a croit cale prin gloată și a spus răspicat: inima ta nu este nici pe departe atât de frumoasă ca inima mea. Curioși, nevoie mare, oamenii s-au îngrămădit să se uite la inima bătrânului. Bătea cu atâta putere, dar într-adevăr era plină de cicatrici. Unele părți din ea fuseseră luate și înlocuite cu altele, care nu se potriveau, totuși, cu întregul, iar în câteva porțiuni era... inima avea așa proeminențe, colțuroase. Și atunci tânărul a privit inima omului vârstnic și a râs în hohote. O, moșule, eu cred că glumești, a zis el. Bagă bine de seamă, la inima mea, compară-o cu inima ta, vezi, inima mea este frumoasă, este perfectă, pe când a ta nu este decât un zgârci brăzdat de răni și de lacrimi. Da, așa este, a răspuns bătrânul. Inima ta pare să fie perfectă, într-adevăr, la prima vedere, dar nu aș schimba-o, să știi, cu inima mea și cu niciun preț de pe lumea asta n-aș face asta. Vezi tu, fiecare cicatrice a sa reprezintă un om căruia eu i-am dăruit dragostea mea. Mi-am sfâșiat câte o bucată din inimă pentru a le oferi persoanelor iubite. Adeseori, ele mi-au dat înapoi bucățele. Mi-au dat și ele bucățele din inima lor în locul celor oferite de mine, însă pentru că acestea nu s-au potrivit exact cu inima mea, uite, inima mea are porțiuni neregulate și pare să fie imperfectă, dar nu e. Câteodată am dat părți din inima mea unor oameni care nu mi-au mai dăruit nimic în schimb. Și-a rămas astfel cu locurile astea goale și inestetice. Dar las dragostei lor către mine încă o șansă. Cu toate că aceste goluri sunt dureroase, ele rămân deschise și mi-amintesc de iubirea pe care o am față de acești oameni. Și sper că la un moment dat ei se vor întoarce la mine și vor umple spațiile goale lăsate în inima mea de dragostea față de ei. Înțelege acum ce înseamnă adevărata frumusețe? Tânărul a înlemnit în tăcere, în vreme ce fața era năpădită de lacrimi. S-a apropiat de bătrân și a pus mâna în inima sa viguroasă și a împlântat-o practic în inima sa viguroasă și frumoasă, a rupt o bucată din inima sa, din inima de tânăr, și i-a dăruit-o bătrânului. Și atunci bătrânul a acceptat darul și l-a așezat în inima sa colțuroasă. Apoi a luat o bucată din inima lui plină de cicatrici și a pus-o în inima tânărului, inima cea frumoasă, în locul bucății ce îi fusese oferită. Nu se potrivea perfect. Se vedeau proeminențele, cicatricile, câteva porțiuni ieșite chiar în afară. Tânărul a privit la inima lui, lipsită de perfecțiunea de dinainte, dar mult mai frumoasă decât fusese ea vreodată, fiindcă dragostea din inima bătrânului curgea acum prin a sa. Mergi înăuntru tău, bate la ușa de acolo și cere-i inimii tale să-ți spună ce știe. William Shakespeare.